Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, Omul între cer și pământ. Avem în viața noastră multe momente în care discutăm cu persoane mai mult sau mai puțin apropiate despre un anumit subiect, despre anumite probleme, despre lucruri care ne frământă, despre ceea ce vrem să facem și fiecare din noi ne prezentăm, ca să spunem așa, punctul nostru de vedere. De multe ori suntem puși în postura și în situația să ne întrebăm care este punctul de vedere cel mai potrivit, care este punctul de vedere adevărat. În mod paradoxal, toate punctele de vedere pot fi în egală măsură adevărate și false. Asta este exact cum este acea parabolă a înțeleptului Zhuang Zi, care vorbește despre omul care, adormind, a visat că este un fluture și când s-a trezit nu mai știa dacă era un fluture care s-a visat om sau un om care s-a visat fluture. Și, de fapt, și omul și fluturele erau doar niște forme iluzorii, pentru că singura formă, să spunem, finală, este sursa unică din care izvorâm cu toți. Pentru noi, în religia noastră, este Dumnezeu. Pentru chinezi, este Tao, neștiutul, cel care unifică toate lucrurile și toate ființele într-o singură ființă, dincolo de spațiu, dincolo de timp. Sau tot taoiștii au o parabolă interesantă despre vântul care bate, mișcă frunzele, îndoaie copacii, încrețește apa de pe lacuri, face stâncile și peșterile să cânte, toate par să aibă viață, dar totuși când suflul acesta, vântul, încetează să bată, nimic din toate acestea nu mai pare să fie viu. Și noi, dacă vreți, într-un fel sau altul, suntem purtătorii acestui suflu, suflu divin, care ne animă pe noi și ne ajută să ne găsim și să ne regăsim drumul pe care fiecare din noi îl avem de parcurs. Pentru că este important ca această natură înnăscută din noi să-și găsească drumul firesc pentru împlinire și pentru realizare. Ceea ce oamenii numesc de multe ori să-ți împlinești destinul, să-ți găsești menirea în viață, să descoperi ceea ce ai de făcut, să înțelegi ceea ce ai de învățat în această viață sau, cum se vorbește în multe culturi, este vorba de acel proces de inițiere pe care în marile temple maestrii le fac printr-un ritual secret, dar de fapt această inițiere nu poate să fie altceva decât un punct de vedere. Pentru că maestrul îi prezintă elevului punctul lui de vedere, punctul lui de vedere asupra lumii, așa cum a înțeles lumea, așa cum o vede el. Această viziune, indiferent cât de vastă și cât de câte atot cuprinzătoare ar fi, este doar una din multiplele, din infinitele posibilități de a vedea lumea. Și este cea potrivită celui în cauză. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când încercăm să ne găsim calea, adevărul, vindecarea, avem modele care ne spun câți pași ar trebui noi să facem, care ne dau sugestii, ne sprijină, ne îndrumă, ne încurajează. Cumva sunt pentru noi exemple care ne spun că se poate merge pe acel drum. Modul în care au făcut-o ceilalți nu este însă o regulă pentru noi, nu este o regulă pentru mine, pentru că eu am drumul meu. Drumul meu propriu și personal. Punctul de vedere al pacienților care vin la acupunctură este că acupunctura trebuie să-i vindece. Trebuie fiind doar un cuvânt în ghilimele. Punctul de vedere al medicului care întâmplător face acupunctură este că vindecarea nu poate să vină decât atunci când tu însuți o descoperi în interiorul tău. Ca să-ți descoperi această capacitate de vindecare,
trebuie să te întorci un pic într-o etapă, să spunem, arhaică, primitivă sau sălbatică a sufletului tău. Este necesar acest lucru deoarece civilizația și societatea modernă au creionat un om ordonat, ascultător, obeisant, supus regulilor și regulamentelor, influențabil, manipulabil. Cu alte cuvinte, cel care și-a pierdut această natură liberă, această natură sălbatică, această natură ancestrală, cea care până la urmă ne pune în contact cu universul, cu natura și mai ales cu puterea noastră creatoare interioară. Ba chiar această putere interioară a fost pervertită într-un asemenea mod încât noi suntem de fapt prizonierii propriilor noastre gânduri, iar aceste gânduri au de multe ori conotații negative încât construim, facem aceste construcții mai ales pe zona negativă. Biologia ne sprijină și ne dă cumva niște indicații în acest sens, pentru că dacă ne gândim, de exemplu, la structura creierului, știm că avem paleocortexul și neocortexul. Cum de-a lungul evoluției umane, paleocortexul a îndeplinit o funcție extrem de importantă, pentru că el este creierul primordial, creierul arhaic, cel care este sediul emoțiilor primare, mânie, furie, teamă, bucurie, acele emoții pure, nefiltrate, care ne sunt necesare pentru a putea să reacționăm instinctiv, rapid, la o agresiune, la o situație și pentru a ne putea adapta și în cele din urmă, pentru a ne putea asigura supraviețuirea. Sigur că omul modern a dezvoltat și alte mijloace de a înțelege lumea. Neocortexul vine cu funcțiile cognitive superioare, dar, cum spuneam, n-ar fi bine să rămânem prizonierii acestor structuri, pentru că, iată, condiționarea aceea de care vorbea Pavlov poate să funcționeze foarte bine și în cazul creierilor supraevoluate, pentru că atâta timp cât avem un mod de gândire care ne duce în mod repetat pe o anumită cărare, este posibil, exact cum vorbeam cu o pacientă de-a mea, este posibil ca aceste căi bătătorite de mii de ori să se transforme în adevărate rețele sau bulevarde care rămân, sunt inactive, dar rămân structurate într-un fel sau altul în mintea și inima noastră, în așa fel încât ele se pot reactiva de fiecare dată când trecem prin anumite structuri, prin anumite stări. Așa se face că mă întrebau oamenii, se poate vindeca depresia? Din punctul de vedere al pacientului, depresia este o boală. Din punctul de vedere al medicului, care întâmplător face acupunctura, și nu face acupunctură întâmplător, cum ar putea crede unii, depresia nu există. Așa cum vorbea înțelept la un moment dat cineva și spunea că în loc să spunem că există binele și răul, am putea spune că există binele și absența binelui. Așa cum se vorbește de energie pozitivă și energie negativă, energia este de un singur fel. Cu alte cuvinte, depresia este lipsa bucuriei de a trăi, lipsa de a-ți împlini menirea și adevăratul potențial, pentru că, iată, să spunem că la un moment dat un pictor sau un muzician ajung într-o etapă în care își pot exprima arta. Dar, vedeți, arta aceasta necesită un proces de dezvoltare, un proces de acumulare, care presupun un volum destul de mare de muncă, de trăire interioară, de evoluție. Și apoi există un punct de vedere conform căreia omul înțelept a ajuns la un nivel de dezvoltare în care înțelege tot. Paradoxal însă, omul înțelept ne va spune că de fiecare dată când ajungi să știi totul, te întorci la nu știi nimic. Și urmează o nouă etapă de acumulare, în care din nou știi totul. Crezi că poți să cuprinzi totul. Și apoi ajungi la o nouă etapă în care din nou nu știi nimic. Spunea un înțelept că
De fiecare dată când încercăm să ajungem într-un stadiu înalt de evoluție, pe lângă ispite și încercări pe care le avem de trecut, ne vom prăbuși de foarte multe ori și ne vom ridica tot de atât de multe ori, ba, încă o dată în plus, ca să reușim să ajungem la acel nivel, la acea etapă în care sufletul nostru să poată fi liber, pentru că iată ne întoarcem la acea caracteristică de sălbăticie. Sălbăticie înseamnă să-ți asculți instinctele. Și când mă refer la instincte, nu mă refer strict la acelea legate de paleocortex, ci mă refer la acelea legate de structura noastră interioară, structura noastră interioară care ne face să fim liberi, ne face să putem să visăm, ne face să putem să iubim, să putem mai ales să creăm. Pentru că, iată, cuvântul acesta, creație, a fost de multe ori dezechilibrat folosit, pentru că oamenii de multe ori au înțeles că dacă nu ai nimic, nu poți să creezi nimic. Iată însă că au venit înțelepții, că știți că întotdeauna există multe puncte de vedere și din fericire diferite, care ne-au spus că și atunci când nu ai nimic, poți să creezi ceva. Mai mult decât atâta, anumiți înțelepți spun că din liniște și din nimic se naște lumea. Și este un lucru important de știut asta, pentru că pentru un pacient care vine la acupunctură, este un lucru important ca întârziat. Pentru medicul care întâmplător face acupunctura, este un lucru minunat că el a reușit să ajungă. Știut fiind faptul că de fiecare dată când întârziem, noi de fapt ajungem la timp. Și de fiecare dată când ne grăbim, ne grăbim spre a întârzia. Cu alte cuvinte, nu putem ajunge pe un drum mai scurt sau mai lung, ci mergem exact pe drumul care ne este dat și ajungem exact atunci când trebuie să ajungem. Noi trebuie să ne domolim respirația și ritmul inimii și trebuie să acceptăm faptul că nu noi deținem controlul. Asta este un lucru, dar cine deține controlul atunci, o să spună unii oameni? Nu noi. Celălalt deține controlul. Nu celălalt. Celălalt e tot noi. Și atunci cine deține controlul? Nimeni nu deține controlul. Toți deținem controlul. Suntem o parte a acestui univers în care lucrurile se petrec cu cât le lăsăm mai libere, cu atât mai sincron. De aici apare fenomenul acela de sincronicitate, de aici apare acel lucru care pare vindecare miraculoasă. Cum spun chinezii? Cel mai bun medic îl întâlnești exact înainte să te vindeci. Pentru că nu e așa, drumul tău interior, ai coborât pe o scară interioară, ai coborât și ai ajuns undeva, într-un punct. De acolo începi urcușul, pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, și ajungi într-un moment în care simți nevoia ca cineva să te împingă de la spate sau să-ți dea o mână de ajutor. Acum, există puncte de vedere ale unor medici conform căreia medicul vindecă. Alții ar spune că numai Dumnezeu vindecă. Există puncte de vedere conform căreia eu ajut pacientul, dar și alții care spun că pacientul mă ajută pe mine. Există oameni care mulțumesc pentru că i-am tratat și i-am vindecat. Și eu le mulțumesc pentru că s-au vindecat și m-au ajutat să fiu martor la un miracol sau o minune care s-a petrecut cu corpul și cu mintea lor. De multe ori sunt oameni care ar vrea să vadă lucrurile ascunse din această lume. Am uneori cereri pentru, să spunem, deschiderea celui de-al treilea ochi, deși de multe ori le-am spus oamenilor că chiar dacă acupunctura pătrunde într-un tărâm energetic și spiritual și ne modifică chimia, biologia și structura internă a sufletului, uneori este bine ca unele lucruri
să fie lăsat în pace atâta timp cât noi nu suntem pregătiți pentru drumul pe care urmează să mergem. Pentru că, iată, dacă primești anumite informații într-un moment în care tu nu le poți înțelege, informațiile respective vor trece pe lângă tine sau le vei folosi într-un mod greșit. De multe ori întreb pe oamenii care vin la mine dacă sunt pregătiți. Este interesant ce răspunsul primesc la această întrebare. Întrebare evaluatoare, pentru că există întrebări care ne întreabă și nu așteaptă răspunsuri și există întrebări care ne evaluează și există întrebări care ne trezesc și există întrebări care ne răscolesc și cred că există multe feluri de întrebări. Fiecare din ele cu specificul lor, dar există această întrebare evaluatoare dacă sunteți pregătiți. Și oamenii spun, da, sunt pregătiți. Mi-am adus acele. Mi-am adus analizele. Mi-am adus hainele potrivite. Am adus fișa de diagnostic. Am adus banii. Și iată câte și câte răspunsuri pot fi primite de la o simplă întrebare. Numai că întrebarea nu se referea la acest lucru. Din punctul de vedere al medicului, care întâmplător face acupunctură? Întrebarea aceasta se referă la faptul că omul în interiorul lui trebuie să aibă o atitudine smerită, o atitudine plină de ascultare și o atitudine plină de recunoștință pentru medicul care a pătruns în viața lui. Și medicul trebuie să aibă o atitudine plină de recunoștință față de pacientul care a pătruns în viața lui, știut fiind că lecțiile sunt în dublu sens și fiecare din noi, fără mândrie și fără îngânfare, are ceva util, ceva bun, de dăruit, de primit, de învățat, de arătat și mai ales de împărtășit. Pentru că, iată, acea natură care mustește de energie, care este natura aceea primordială și, spre dezamăgirea bărbaților, natura primordială este o femeie, Gaia, mama pământ. Cum se spunea, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică, dar a zice la baza unui bărbat puternic stă o femeie puternică. Dacă în acupunctură cresc energia yang, energia masculină, și nu echilibrezi energia yin, energia feminină, voi obține o stare de extremă agitație, chiar de agresivitate pe undeva, pentru că omul va avea atât de multă energie și atât de multă putere, încât nu va exista nimic să o contrabalanceze. Și este interesant pentru că mă gândeam, în acupunctură, unul din metodele prin care poți stabili modul în care funcționează organismul este luarea pulsului. A lua pulsul în medicina chineză este o artă care ne face să simțim ce se întâmplă cu sufletul prin intermediul bătăilor care se simt la puls. Dar bătăile care se simt la puls prin vibrațiile care le transmit peretelui arterial sunt de fapt exact ca și sunetele pe care le scoate o vioară sau o chitară din corzile acelea în funcție de cât de mult apăsăm. Deci este cumva să simți care sunt notele sufletului și care sunt notele pe fiecare organ intern și pe fiecare nivel energetic în funcție de tulburările fiecăruia. Și de ceva vreme, exact când credeam că le-am învățat pe toate, am descoperit că nu le-am învățat pe toate, am început să aplic în această metodă chineză de luarea pulsului, pe lângă metoda clasică care o știam, aceea de luarea pulsului pe meridianele extraordinare, cele 8 meridiane care sunt reflectate în natura pulsului și care ne dau direcția și sensul vieții, programele primordiale, relația cu mama și cu tata, echilibru și ritmul, comorile și locul unde le depozităm,
relațiile și modul în care ne integrăm în timp. Simbolic vorbind, ele se ocupă cu aceste lucruri. Dacă ne referim la partea strict fizică, putem găsi organe ca rinichiul, pancreasul, inima, ficatul, stomacul, care toate sunt reprezentate aici. Dar mă gândeam că de când am început să iau pulsul și prin această metodă, am observat că există la unii oameni boli sau afecțiuni care vin din perturbarea relației cu părinții, la unii cu mama, la unii cu tata, la unii cu energia masculină, la alții cu energia feminină. Vedeți? Și aici este vorba despre un anumit punct de vedere, pentru că punctul de vedere al unui bărbat este complementar, dar diferit de punctul de vedere al unei femei. Bărbații prin natura yang sunt înclinați să devină activi, puternici, entuziaști, să înfăptuiască. Femeile sunt mai reflexive, mai gânditoare, mai calme, mai relaxate. Sunt oameni care au probleme în, să spunem, zona răbdării. Și unii din acești oameni vin la mine și îmi spun, ei fiind extrem de agitați, că ar vrea să aibă multă energie. Punctul meu de vedere este că aș vrea să aibă mult calm. Ei spun că și-ar dori să poată să lucreze fără să simtă oboseala. Eu spun că ar trebui să-și folosească energia mult mai eficient pentru a alege cu adevărat lucrurile în care să-și consume energia și mai ales pentru a-și drămui cu grijă această energie în diferitele domenii ale vieții. Fiecare are desigur argumente și, cum spunea pe vremuri profesorul meu de acupunctură, doctorul Ladea, e important ca punctul de vedere al medicului să se întâlnească cu punctul de vedere al pacientului. Pentru că noi putem să ne întâlnim față în față și putem să discutăm, dar asta nu înseamnă că gândirea noastră se și întâlnește undeva. Asigur, două drepte paralele se întâlnesc la infinit. Putem aștepta acel infinit. Însă până ajunge la infinit, trebuie să ne gândim la un punct ușor, mai apropiat. Și acest punct ar trebui să fie punctul de la care pacientul nu știe mai multe decât medicul. Poate nici medicul nu știe mai multe decât pacientul, dar este vorba de deschidere. Deschiderea inimii. Iată cum, dacă vrei să renunți la punctele de vedere, este suficient să-ți deschizi inima. Și atunci vei accepta toate punctele de vedere. Toate punctele de vedere sunt valabile în egală măsură. Iată, cultura în care noi am crescut ne spune că un om este ori sănătos, sau, ca să folosim un termen consacrat, perfect sănătos, ceea ce este destul de ciudat, sau bolnav. Între sănătate și boală, nimic. Ei, surpriza este că atunci când închizi cărțile unui tratat, paginile așa, le lipești frumos, și să amintim că lemnul din care se fac cărțile este simbolul vieții, deci cartea este un simbol al vieții, ca și părul de pe suprafața corpului, ca și unghiile, ca și mușchii, ca și ochii care sunt dependenți de ficat, în momentul în care închizi, o să constați că realitatea este puțin altfel decât scrie în carte. Mult altfel uneori. Și atunci această deschidere a inimii înseamnă un proces, în primul rând, de încredere în cel din fața mea și, evident, un proces de credință. Pentru că am încredere că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor mele și mi-a trimis în calea mea omul potrivit să mă îngrijească. Omul potrivit să mă îngrijească în sensul de a mă ajuta să-mi regăsesc puterea interioară de vindecare și de a mă reajuta să-mi găsesc drumul pe care tot eu însumi, cu propriile mele picioare, voi merge mai departe. Sigur că uneori picioarele sunt însângerate și din acest punct de vedere, vechii indieni foloseau un cuvânt sau o expresie, faptul că
Atâta timp cât suntem cu picioarele goale, picioarele respiră energia pământului. Să reamintim că punctul rinichiunul din talpă, numit fântâna tinereții sau izvorul energiei, este un punct care este, să spunem, extrem de important pentru organism. Dar când indienii au primit încălțăminte, expresia pe care o folosesc ei este că au orbit. Pentru că pielea aceasta sensibilă a piciorului detectează prin vibrațiile fine ale pământului tot ceea ce se întâmplă în depărtare și mai ales în adâncuri. De fapt, adâncurile pământului sunt adâncurile pământului nostru interior, ale corpului, acolo unde germinează semințele gândurilor și semințele acțiunilor viitoare. Depinde cu ce fel de apă alegem să udăm aceste semințe, pentru că nu e așa, ca și în basmele populare românești, există apă vie și apă moartă. Aș putea spune apa vie, vezica urinară, apa moartă, rinichiul. Undeva cele două se întâlnesc și acel punct este la nivelul ochilor. Și pentru a respecta și un alt punct de vedere, vom lua o scurtă pauză. Să spunem că la un moment dat se prezintă la medic un pacient care are o durere de cap. A spune nimic mai simplu decât o durere de cap. V-aș răspunde că nimic nu este simplu. Nimic nu este exact cum pare să fie și că nu există de fapt lucruri simple. Doar creierul nostru tinde să simplifice anumite lucruri. Dacă am privit dintr-un anumit punct de vedere, durerea de cap ar putea fi determinată, sigur, sigur, de creșterea tensiunii arteriale. Ce ne facem însă dacă tensiunea arterială este normală? Poate că atunci există oscilații de tensiune. Și dacă nu există nici oscilații de tensiune, poate există tensiune scăzută. Dar și dacă epuizăm toate aceste posibilități, înseamnă că este o altă cauză. Ar putea fi coloana cervicală. Din punct de vedere energetic, dacă este coloana cervicală, înseamnă că suntem extrem de încăpățânați și avem un blocaj pe meridianul vezicii biliare, care are două puncte la ceafă. Dacă vezica biliară este blocată, înseamnă că omul are tulburări de echilibru, pierderi de memorie, stări de anxietate. Dacă nu este vorba de acest lucru, poate atunci avem o tulburare de coagulare a sângelui, ceea ce se numește în popor sângele prea gros, un număr prea mare de celule roșii sau de trombocite. Poate că este scăzută oxigenarea, poate că este vorba de un proces de ateroscleroză pe vasele care ajung la nivelul creierului. Poate că este vorba de o sinuzită frontală sau etmoidală care poate să dea amețel dureri de cap. Poate este vorba de un deficit de minerale, calciu, magneziu, potasiu. Poate este vorba de tulburări de vedere. Poate este vorba de o reacție alergică. Iată câte puncte de vedere putem avea la un lucru atât de ușor numit simplu. Rolul medicului este acela de a-și asuma responsabilitatea și de a simplifica punctul de vedere al pacientului. Există însă oameni care nu vor ca punctul lor de vedere să fie simplificat. Asta este întrebarea clasică care mi-o pun pacienții la acupunctură. Și îmi spun, atât de puține ace îmi puneți? Din punctul de vedere al pacientului, cu cât pun mai multe ace, cu atât sunt un medic mai bun care știe mai bine ceea ce are de făcut. Din punctul de vedere al medicului, cu cât pun mai multe ace, înseamnă că știu mai puțin despre ceea ce trebuie să fac și nu pot să simplific lucrurile, să le condensez până le aduce la un punct. Un singur punct în care este concentrată
întreaga energie, atât de vindecare, cât și de dezechilibru. Pentru că nu există energie vindecătoare și energie care te îmbolnăvește. Există doar energie, și noi suntem doar energie, care, dacă este folosită așa cum trebuie, este pusă în armonie. De exemplu, dacă noi am fi un omuleț foarte mic și am merge prin corpul nostru și am ajunge, să spunem, în zona ficatului și l-am întrebat pe ficat care este punctul lui de vedere. El ar spune că lumea este un loc foarte agitat, în care oamenii sunt grăbiți, sunt nervoși, sunt foarte împrăștiați, în care puțin își folosesc elanul și energia pentru a face lucruri creatoare, dar ne spune în același timp că este o lume plină de lumină, de culori, însă fără niciun fel de zgomot. Lumea ar fi ca un film mut. Pentru că nu e așa, ficatul este legat de ochi și de capacitatea noastră de a vedea. Pentru el, lumea este colorată, dar mută. Să ne gândim în acest punct de vedere la creierul nostru, care, gândiți-vă că cineva v-ar închide într-o cutie neagră și v-ar da mai multe țevi pe care, trimițându-le dincolo de peretele unde sunteți închiși, ați culege informații din lumea înconjurătoare. Iar țevile respective să fie și numai de anumite dimensiuni. De aceea, înțelepții spuneau că toate punctele de vedere pot fi greșite pentru că noi trăim într-o lume a iluziei. Iluzia fiind dată, în primul rând, de simțurile noastre și de modul în care putem noi să percepem mediul înconjurător. Dacă am merge mai departe pe firul acesta al sângelui, să reamintim că sângele, cu toate că noi îl vedem sub o formă lichidă, și sângele este roșu, nu-i așa? Uite ce interesant. Există în Biblie o parabolă, o paralelă între omul verde și omul roșu. Pentru că, iată, verdele cuprinde noțiunea de viață, roșul cuprinde noțiunea de spiritualitate, verdele, clorofila, cea care ne oferă până la urmă oxigenul, roșul, cel care găzduiește sufletul. De aceea este interzisă vărsarea de sânge. Dar dacă am merge pe firul acesta al sângelui, am ajunge la inimă. Inima, vedeți, privește din alt punct de vedere viața și oamenii din jur. Dacă este inimă mare și deschisă, va privi oamenii din jur cu multă încredere. Încredere în capacitățile lor, îi va ierta de fiecare dată când vor greși, îi va accepta așa cum sunt, nu îi va judeca și va încerca întotdeauna să facă binele atât pentru cei din jur cât și pentru el însuși. Chiar dacă uneori acest bine ar putea să însemne pentru el o stare de rău. Dar în același timp ar putea să fie o inimă închisă. Și atunci pentru o inimă închisă, realitatea ar putea să fie ca o sumă de oameni negri, răzbunători. Știți că există acea poveste cu omul negru? Omul negru de care ne speriem cu toții când suntem copii, omul negru care de fapt suntem tot noi, sau ca să spunem așa, o parte din noi, sau o atenționare că nu folosim ceva așa cum trebuie sau folosim ceva într-un mod eronat, într-un mod greșit. El apare să ne arate că există o posibilitate ca o anumită energie să fie folosită greșit sau să nu fie folosită la potențialul ei maxim. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, de fiecare dată când avem în fața noastră de trecut un obstacol, există, nu-i așa, omul negru din noi care vine și ne spune: nu poți să treci de acest obstacol pentru că nu știi cum se face, nu e suficient de bun, nu ești bine pregătit, nu te înțelege nimeni,
nu folosește la nimic. Uimitor, mintea noastră poate continua la infinit cu aceste adjective. Uneori, trebuie să fim capabili să punem capăt acestor gânduri și să le oprim. Acupunctura face uneori acest lucru, te lasă fără gânduri. Există unii oameni care te lasă fără cuvinte și există unele ace care te lasă fără gânduri. E bine să te lase uneori fără gânduri pentru că apare vidul, ca să spunem așa, și nu acel vid destructiv în care nu crește nimic, ci acel câmp de forțe în care germinează ideile viitoare, dar germinează într-un mod pozitiv. Pentru că noi trebuie să ne oprim în anumite momente gândurile pentru a putea asculta. De exemplu, un medic acupunctor bun este cel care știe în primul rând să asculte. Și nu să asculte cu urechea, ci să asculte cu ființa lui, cu esența lui. Jingul, esența, se găsesc la nivelul rinichilor și au legătură cu urechea. Dar și un om care îl ascultă pe alt om, tot în acest sens trebuie să-l asculte, pentru că atunci când eu mă duc să mă plâng de o anumită stare, eu mă plâng de fapt că am uitat cum făceam un anumit lucru. Uitarea aceasta înseamnă că noi avem în sufletul nostru mai multe arhetipuri. Arhetipuri sunt proiectele ideale ale acțiunilor așa cum ar trebui să le facem. Și la un moment dat, cumva, acel program s-a șters, în ghilimele. El nu s-a șters, nici nu s-a virusat, ci de fapt noi nu-l mai putem accesa așa cum trebuie. Și atunci, povestindu-i celui de lângă mine cam pe unde m-am împotmolit, sper că el să dețină în structura lui acea bucată de program intactă prin care să-mi refacă programul, prin care eu să-mi aduc aminte. Interesant este că aducerea aminte sau ținerea de minte are două conotații, pentru că dacă ținem minte sau ne aducem aminte răul, n-am făcut nimic, ne încărcăm doar negativ. Acum, răul, chiar rău fiind, ne-a transmis o informație, o energie, o anumită structură informațională care ne-a făcut să ne reevaluăm poziția, să ne vedem din nou așa cum suntem și să încercăm să schimbăm ceva. Unii oameni ar vrea să se vindece, dar nu ar vrea să schimbe nimic. Cum spunea Caragiale? Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica. Sau să se modifice pe aici, pe acolo, și anume în părțile esențiale. De fapt, pe aici, pe acolo, în părțile esențiale, aici este vorba, și cred că din acest punct de vedere, imaginea care se proiectează asupra oamenilor care au evoluat spiritual este o imagine oarecum distorsionată și departe de realitate, pentru că de multe ori când încercăm să dăm un exemplu și spunem, vezi, cu tare om, uite, este drept, este corect, este cinstit, este bun. Vedeți, starea de sănătate oscilează. Niciodată nu este o stare dreaptă liniară. La fel se întâmplă și cu starea unui om. Fiecare om este bun, dar mai există și anumite oscilații. Fiecare om este calm, dar mai există și anumite oscilații. Noi trebuie să vedem oamenii și relațiile din jurul nostru într-o continuă dinamică și într-o continuă transformare, pentru că și eu care vorbesc acum, mâine voi fi altul, poimâine voi fi altul. De aceea, eu chiar punându-i unui om aceeași combinație de ace în două zile diferite, efectul s-ar putea să fie cu totul și cu totul diferit. Există oameni, de exemplu, care sesizează că la unele ședințe nici nu se simt acele. Și la alte ședințe se simte fiecare acușor, pentru că și starea omului între timp s-a modificat. El a ajuns la un anumit nivel de conștientizare, pentru că nu e așa. Orice punct de vedere l-aș prezenta unui om, acel punct de vedere trebuie să găsească deja active în interiorul omului anumite valori, anumite lucruri despre care eu vorbesc. Altfel, dacă el nu poate percepe și nu poate înțelege nimic din lucrurile despre care vorbesc eu, pentru el va fi extrem de greu să accepte ceea ce spun eu. Adică, cu alte cuvinte,
va veni în discuție cu o părere și va rămâne cu aceeași părere. Nici nu se va gândi vreodată să schimbe. Pentru că sunt oameni, de exemplu, care din punctul lor de vedere vor să se vindece. Din punctul meu de vedere nu vor să se vindece. De ce? Unii oameni, de exemplu, folosesc boala pentru a fi în centru atenției, pentru a cerși iubire. Alți oameni își doresc să fie bolnavi pentru că, în felul acesta, ceea ce au ei nu mai are nimeni. Sunt niște oameni unici. Alții vor să fie bolnavi pentru că au greșit și consideră că merită să plătească. Și există o infinitate de lucruri care ne tulbură și care ne fac să fim doritori, să spunem așa. Pe de altă parte, cum spuneam, avem bătătorite niște căi negative în creier care tind să se activeze extrem de ușor. Lucrul pe care încerc să-l fac eu cu oamenii care vin la mine este să nu-i las să-și bătătorească aceste căi. Să le ofer alternative, să le ofer mereu alte și alte puncte de vedere. Este interesant cum atunci când îi oferi unui om din fața ta un alt mod de a privi lucrurile, un alt mod de a vedea situația, atitudinea lui se poate schimba radical. Este ca o lumină care inundă fața și poate în acel moment să accepte nu adevărul tău, pentru că până la urmă fiecare om își construiește propriul adevăr, ci poate să accepte ajutorul și poate să accepte o mică sugestie de vindecare. Adică începutul vindecării este îndoiala. Curios, începutul vindecării nu este certitudinea, ci este îndoiala. Adică eram sigur că am o boală, eram sigur că voi fi bolnav toată viața, dar la un moment dat apare cineva în viața mea care într-un mod total ilogic și sfidând multe lucruri îmi spune că există șansa ca acea boală să se vindece. Păi eram atât de convins că voi fi bolnav toată viața, atât de ferm hotărât să urmez un tratament pentru tot restul zilelor mele, iar acum vine cineva și îmi spune că mă pot vindeca și pot renunța la toate astea. Nu se poate să fie adevărat. E mult mai simplu să cred că nu mă voi putea vindeca. Dar, vedeți, alt punct de vedere strecoară îndoiala. Îndoiala necesită gândire și analiză. Gândirea și analiza bătătorezi niște căi. Căile declanșează niște reacții în partea hormonală și neurologică. Și în cele din urmă, omul se gândește. Dar dacă, cum avea Isaac Asimov un roman, What If? Dar dacă, ce s-ar putea întâmpla? Și atunci, deschizând această poartă, omul, sprijinit la început, mai timid, va avea curajul să pășească pe acest drum. Nu de puțin ori mi s-a întâmplat să am discuții foarte frumoase și interesante cu oamenii care vin la mine, pentru că la mine vin oameni foarte frumoși și foarte interesanți. Și trebuie să mulțumesc și să fiu recunoscător pentru fiecare din acești oameni. Și vin acești oameni frumoși și interesanți și fiecare din el mă întreabă, mă puteți trata? Sigur, din punctul de vedere al unui om, mă puteți trata înseamnă să mă scăpați de suferința care o am. Din punctul meu de vedere, să tratez un om înseamnă să-i redau liniștea, să-i redau calmul, bucuria de a trăi, să echilibrez ficatul, inima și rinichiul, să echilibrez meridianele extraordinare, să-i redau puterea de a încrede, să-l fac din nou să fie creator, să aibă eficiență muncă care o face să se bucure de viață și de familie și să răspândească în jurul lui multă lumină. Moduri diferite de a vedea același lucru. Și de multe ori mi-am pus întrebarea cu
cum, de unde știm, de exemplu, că un om se va vindeca? Este o întrebare interesantă. Ați putea să o puneți multor medici. Când aveți de-a face cu un medic, puneți această întrebare. De unde știți că mă voi vindeca? Și aici o să vedem foarte multe puncte de vedere. Pentru că această pastilă te va vindeca. Pentru că această plantă te va vindeca. Pentru că acest exercițiu fizic te va vindeca. Pentru că această tehnică te va vindeca. Pentru că această operație te va vindeca. Sau, cum spunea cineva, infinit mai bun decât mine, îndrăznește că-și credința ta te-a vindecat. Este o schimbare subtilă, este un lucru, dar interesant este că atunci când nu vedem cu ochii, ci vedem cu inima, adevărata vindecare vine din puterea credinței, însă nu este suficient ca numai medicul să creadă, nu este suficient ca numai medicul să aibă în mintea lui imaginea acelui om proiectat în viitor, el fiind sănătos. Că nu de puține ori mi s-a întâmplat ca venind oameni la mine să văd această imagine în mintea mea și să știu că există o șansă extraordinară ca acel om să se facă bine. În pofida lucrurilor științifice și pe care creierul meu de medic format în facultate îmi spunea că nu se poate. Și totuși, vedeam acea imagine care sfida logica și care mă făcea să sper. Și de multe ori și omul din fața mea întrezărea această speranță, poate că nu vedea cum o văd eu, dar o simțea, o avea undeva în suflet și credea și el. Și mulți oameni care au plecat pe acest drum, după luni, ani de zile, au ajuns să se identifice cu acea imagine pe care o avusesem la un moment dat în mintea mea și să se vindece. Vindecarea, cum spuneam, înseamnă evoluție, înseamnă înțelegere, înseamnă pătrundere, înseamnă acceptare, înseamnă iubire. Trebuie să fii capabil, la un moment dat, să renunți la toate elementele care te-ar putea trage în spate și să oferi... Mă gândeam acum că în legendele grecești cutia Pandorei, nu, este deschisă și ultima care rămâne este speranța, mică, firavă. Vedeți, speranța, de fapt, este un fir foarte fin, cum spun budiștii, firul de argint, acela care leagă corpul astral de corpul fizic, prin care în timpul meditației sau somnului, corpul astral știe să se întoarcă în corpul fizic. Deci, vedeți, este acel fir, speranța este acel fir invizibil care ne proiectează energia spirituală prin iubire, într-o modalitate foarte puternică, într-o matrice, ne toarnă corpul nostru fizic, emoțional și energetic într-o nouă matrice. Speranța este, de fapt, intenția. Și intenția cu care facem un lucru este extrem de importantă, pentru că aș îndrăzni să spun, mai presus de orice tehnică, mai presus de orice manevră, mai presus de orice substanță chimică sau naturală, este intenția cu care folosim acea tehnică, acea substanță. Se știe, în medicină au fost făcute nenumărate studii pe efectul placebo, efect care, inițial, la începuturi, se credea că este un lucru total secundar, pur întâmplător și cumva derizoriu, dar între timp, mulți oameni au început să-și dea seama, mai ales din studiile făcute, că acest efect nu este chiar un efect, ci este vorba de o terapie în sine, pentru că efectul placebo este, de fapt, activarea, prin credință și speranță și intenție, a capacității de vindecare a organismului. Avem încredere că corpul nostru poate să facă acest lucru. Mai mult decât atât, îl și lăsăm
să facă acest lucru. Așa se explică de ce nu de puține ori s-a întâmplat ca în timpul unor studii clinice făcute cu anumite tehnici, medicamente, substanțe naturale și așa mai departe, să se constate că la grupul martor, căruia îi se administrase doar fictiv o anumită substanță, efectele să fie uneori mai bune decât la grupul care îi se dăduse un anumit tratament. Este interesant cum această lumină interioară, această putere interioară, are capacitatea de a topi și de a reordona toată această matrice informațională și de a ne ajuta să vedem lucrurile într-o altă lumină. Dacă până într-un punct puteam vedea lucrurile numai cu mine fiind bolnav, dintr-un punct pot vedea lucrurile numai cu mine fiind sănătos. Și universul, în momentul în care înțelege că ne dorim cu adevărat acest lucru, în momentul în care noi ne-am schimbat modul de gândire, va încerca și el să conlucreze, să lucreze, să ne ajute să ne ducem la îndeplinire acest vis. Avem în interiorul nostru puterea necesară de a ne vindeca. Și mă întreabă pacienții, și acum ce mai urmează, domnul doctor? Pentru că mă simt bine, m-am vindecat. Ce trebuie să fac în continuare? Este o întrebare foarte frumoasă și aici există două puncte de vedere. Primul punct de vedere este că o parte din oamenii care se fac bine, cum spuneam și într-o altă emisiune, uită să mulțumească, pentru că de fapt ei uită de boală, uită de euul care exista la un moment dat bolnav și dezechilibrat. Și atunci toate informațiile se șterg din creierul. Omul se bucură de o nouă viață. Este un nou om transformat. Să fie sănătos și să aibă multă lumină pe drumul lui. Așa este bine să se întâmple. Pe de altă parte, însă, există și bucuria interioară, cea care îi dă putere unui medic să meargă mai departe, și acea putere interioară este darul acela al vindecării pe care omul care a venit la tine l-a primit, uneori chiar în pofida greșelilor pe care le faci tu ca medic, și faptul că ți-a fost dat și permis să asisti cu uimire la modul în care Dumnezeu, natura și puterea interioară a omului pot să vindece orice afecțiune. Dar, mai presus de orice și mai presus de toate, vindecarea unui om îți reamintește întotdeauna că bucuria și iubirea pe care le vezi în ochiul omului care s-a vindecat sunt cele mai de preț daruri pentru care merită să lupți și să le ocrotești. Și în finalul emisiunii vă doresc să aveți parte mereu de lumină în privire și de bucurie în suflet. Vă mulțumesc!